De vorbă cu domnul Abădanie Dumitru, vicepreședinte Asociației Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice Botoșani. Și mi-a fost recomandat ca unul dintre cei mai puternici. Așa cel puțin au spus. Sunt mai puternici. Sunt și mai puternici decât dumneavoastră. Spuneți-ne opiniile dumneavoastră, că am impresia că aveți ce spune. Avem ce spune. România, a doua țară cu potențial agricol din Europa, a ajuns la ora actuală să nu aibă uzină de mașini și tractoare. A ajuns să nu aibă uzină de combini. Când putea foarte ușor, după 89, să modernizeze și industria noastră și să avem tractoare și mașini la un preț accesibil pentru noi. Ar fi problema prețurilor cu care producătorii... Așa e. Ni se dau mașini din străinătate, vin cu un anumit preț, dar mai mult costă întreținerea lor. Mi-a căzut la un tractor străin, mi-a căzut electromotorul și m-au costat 80 de milioane, cât costa înainte un tractor românesc. Care ar fi propunerea în legătură cu această situație, de exemplu? Vigorarea, pentru că avem specialiști foarte buni în industria. Am avut o școală românească, Politehnica, foarte bună. Sunt specialiști foarte buni. Ce am făcut? I-am fugărit peste graniță și slujesc industriile din celelalte țări, în loc să-i întrebuințăm la noi aici. Și cum am putea aceste firme din străinătate să-și deschidă niște reprezentanțe? Cum vedeți dumneavoastră? Au vrut să deschidă. Am vizitat de curând Lemkenul, Clasul și cu Amazonie. Sunt niște producători de... De mașini și utilaje, combini și mașini de semănat. Și am ridicat aceste probleme pe când o colaborare cu România. Să nu vă supărați, cu România am propus colaborare, dar s-a pretins șpagă prea mare. Și n-am putut. Și am mers în Ungaria și producem acum componente pentru uzini, pentru combinii de clasă. Lor le convenea foarte bine la Craiova sau la București să facă componente pentru combinii de clasă, dar că avea Marea Neagră, avea Dunărea și Marea Neagră. A, și era și facilități de transport. Asta, facilități de transport, e de asta mai mult. Și au plecat în Ungaria. Și eu am aprovizionat un Geringhof, un dispozitiv pentru recoltat fără soară și porumb din Ungaria. Tot un satelit. Dar cu niște cheltuieli suplimentare. Suplimentare, dar putea... Cât ar fi redus cheltuielile dacă vă aprovizionați din România? Dacă se făcea în România să putea întrebuința forța de muncă autohtonă. Specialiștii români, care sunt foarte buni specialiști. Dar nu sunt întreprinderi, să spunem, cu capital privat care să fie apte pentru asemenea colaborare? Nu sunt, că s-au urmărit la decapitalizarea unităților industriale care au fost, ca să vândă pe nimic, să taie la fierbinte. Frumos am ajuns. Da, am reținut. Mai adăugăm marea lovitură care a primit-o agricultura românească în diminuarea productivității muncii prin parcelarea terenului. Asta a fost cea mai mare lovitură. Nu putem face agricultură performantă pe un hectar pe jumătate de hectar. Și în plus, ce să mai discutăm de cercetare. Am avut primii în lume care au făcut hibridarea la Floarea Soarelui, a fost Institutul Fundulea, de la care au luat străinii și ne produc Floarea Soarelui acum și ne dă cu un anumit preț. Deci cercetarea a fost la înălțime și s-a lovit. Dacă vă aduceți aminte de Băneasa, o stațiune de cercetări. O micolă de cercetări. Într-o dimineață s-au găsit cu toată pepiniera tăiată. Interese imobiliare. Nu s-a gândit că un soi de măr, de păr, de prun se creează în 20 de ani. Deci cercetătorii lucrează o viață întreagă pentru crearea unui sau două soiuri de sau hibriz. Așa? Și li se lovește în cercetarea lor, în munca lor de o viață, într-o noapte. Fundulea, Institutul Fundulea, de la care eu produc sămânță, uitați, sămânță de porumb românesc, care la ora actuală... Nu-i modificat genetic, nu? Porumbul românesc a fost la înălțimea anul ăsta. Soiurile străini, hibrizii străini, n-au rezistat la secetă. A noștri rezistă. Soiurile Paltin, Oituz, Turda Star, Bărăganu, care acum e... Deci au rezistat la vizitatori, nu le dă a crede. Dar uitați porumbul cu mătasa pe ei, cu pănușa pe ei, au spus că ăsta e porumb din anul 2011, nu din 2012, care au rezistat la seșită și la
la așa. Ori dacă vă uitați aici, ne-au invadat sămânța străină. Uitați la porumb România, hibrizi românești, 8% străini au invadat cu Pionierul, cu Monsanto și cu așa, dar au produs producții foarte slabă a noastră. Foarte slabă, că nu sunt creați în condițiile noastre și nu sunt rezistenți la condițiile noastre. Ce oferiți dumneavoastră în calitate de asociație și de producător? Încercăm să ne unim. Cu ce ați putea să răzbateți, da? Să ne unim pentru aprovizionare, desfacere, să ne unim pentru, știu eu, respectarea drepturilor agricultorilor din județul Botoșani, pentru că la ora actuală noi avem un handicap foarte mare. Ne-au adus străini în țară, au cumpărat pământuri, ei au altă putere de cumpărare, altă putere de Dar prin asociații, probabil. Aceasta a fost Constituția pe care am... Noi ducem o luptă ca între elefant și purici, la ora actuală. Ei sunt capitalizați, vin, am impresia că spală bani în România, cumpără terenuri, au venit cu utilaje și avem o concurență neloială. În plus, subvențiile lor sunt dubli, tripli. Deci mă pune să lupt cu un german sau cu un francez care are 3-400 de euro pe hectar subvenție și noi avem 170 promisiuni. Dar el așa aduce subvenția din țara lui aici? Nu știm de desubturile care sunt. Dar am înțeles că danezi primesc bani de la statul danez ca să cumpere pământ în România. Toate țările din Europa... Aici e o informație care trebuie verificată totuși, mă gândesc. Deci toate țările care au intrat în Uniunea Europeană n-au făcut ce am făcut noi. Ungaria, Bulgaria, Cehia, n-au scos pământul la vânzare. Noi l-am scos la vânzare și îl vindem pe nimic. A fost o Constituție care s-a prelungit, votarea care s-a prelungit două zile, atunci când am acceptat prin Constituție această prevedere. Nu e bine, nu suntem protejați noi, muncitorii români, agricultorii, slujbașii pământului, nu suntem protejați cu nimic față de cei străini. Cum își cinstesc agricultorii și celelalte străini, noi suntem batjocoriți. Vă mulțumesc frumos, auzim de bine.